Masterchef, într-o nouă seară a surprizelor culinare. La cutia misterelor, concurenții văd dublu. Două cutii? Ha, ești nebun. Sub cutia mică este un ingredient care va finaliza preparatul vostru. Nu zice nimeni nimic. Proba de inventivitate e mai condimentată ca niciodată. Pe rând veți veni și veți alege un singur condiment cu care veți găti. Iar la testul sub presiune, șansa se joacă la ruleta culinară. Și provoacă lacrimi de despărțire. Carnea era mult, mult prea făcută. Ai făcut o mâncărică de ardei care a reușit să acopere toate celelalte gusturi din farfurie. Să înceapă o nouă seară Masterchef. Aia e mâncare pentru schiori orbi, care nu văd ce este în farfurie. Bun venit la Masterchef! Cei mai temerari și mai scusiți concurenți se vor întrece în gusturi, tehnici și mânuit de tigăi. Pe bancurile de lucru îi așteaptă celebrele cutii ale misterelor și nu sunt singure de data aceasta. Două cutii? Ha! Orice poate să fie în cutia misterilor. Nu zice nimeni nimic. Mă gândesc că avem de ales, ori cutia mare, ori cutia mică. În cutia mare, ingrediente, în cutia mică, rețetarul. Bine ați revenit la Masterchef! Sunteți 13, atenție, este un număr despre care se spune... Un număr cu ghinion, 13. Noi sperăm însă că totul va fi bine în bucătărie în această seară. Eu nu cred în astea, în superstiții de astea ciudate și toate... Suntem 13 și asta e, trebuie să plece unul, să fim 12. Prima voastră probă are nu una, ci două cutii ale misterelor. Iar câștigătorul vă asigur că va primi un avantaj greu de imaginat. Vreau să câștig proba, să văd care este avantajul neimaginabil. Ați rămas 13, ați petrecut foarte mult timp împreună și ați devenit aproape o familie. Ați trăit momente și de bucurie și de tensiune împreună și chiar de tristețe din ce în ce mai des. Fiți foarte, foarte ambițioși în seara aceasta. Trageți tare, pentru că acela care va câștiga proba, cutia misterelor, va avea un avantaj pe care nici nu-l visează. Când aud despre avantajul ăsta la care nici nu visez, mă gândesc că poate câștigător ajunge direct în top 10. La semnalul meu, ridicați doar cutia mare. Sub cutia mare chiar nu știu ce va fi, eu tot aștept fructele alea de mare. Și? Opulență, pește, porc, curcan, mazăre, conopidă, făină, ouă, zarzavatru, de toate era. Ar fi greu să îți iasă un preparat care să nu fie bun sau să arate urât. Aveți ingrediente din care puteți face orice vreți. Fiecare după imaginația lui. O probă aparent ușoară, dar posibil să se îngreuneze după ce ridicăm cutia mică. Mai este ceva. Sub cutia mică este un ingredient care va finaliza preparatul vostru. Este obligatoriu să folosiți acest ingredient. Mamă, ce-o fi, frate? Sunt surprize proaste, sunt surprize care trebuie să te încurce. Veți putea ridica această cutie mică a misterelor doar în ultimele 10 minute ale probei. Nu cred așa ceva. Ne place să vă vedem așa de mulțumiți. Foarte distractiv, șef Exarhu, pentru că fiecare își face un preparat și la sfârșit o să ne dăm toți cu cutia mică în cap. Evident, abia în ultimele 10 minute veți afla care este acel ingredient minune. Doamne, mă, să s***ă tot preparatul. Iar până atunci, atenție mare, nu atingeți, nu încercați să vă uitați sub cutia mică. Iese rău dacă trișați. Sunt foarte curioasă ce se află sub cutiuța mică a misterelor. Am mutat așa dintr-o parte în alta a bancului ca să nu cumva să dau peste ea și am simțit că e ceva greu. Aveți 60 de minute la dispoziție pentru această probă. Multă baftă, proba voastră începe acum.
o cutie a misterelor generoasă. Pe lângă o sumă întreagă de ingrediente, ea își păstrează misterul până în ultimele 10 minute. Abia atunci concurenții Masterchef vor avea voie să ridice și cutia mică sub care se ascunde un ingredient surpriză, pe care e musai să-l folosească în preparatul lor. Sunt foarte curioasă din fire și nu mi-ar displăcea dacă cineva din greșeală mi-ar arunca cutia pe jos să văd ce e în ea. Dar am să aplic o altă strategie. O strategie? Că a zis că e un ingredient care va trebui să finalizeze preparatul. Și așa că voi găti și porc și pește în caz de ceva, știi? Am să fac pește. Sper să nu fie așa. Cu două garnituri și cu două sosulețe. Nu vreau să audă colegii mei să nu fure ideea. O să fie brânză. Brânză cu pește e... Nu. Și atunci de asta fac porc. Și ce zic? O să fie caviar. Și atunci fac pește. Frumos. Câte bancuri de lucru, atâtea obiceiuri și strategii. Unii concurenți merg la mai multe capete și s-au pus pe gătit două preparate diferite. Alții merg la risc și pariază pe un singur preparat. Nota comună este însă alegerea ingredientului principal. Pe la mai toate bancurile se gătește pește. Toți gătesc câte două lucruri. Zic, dacă mă mai concentrez iarăși pe două lucruri, am zis că nu o să mai fac asta la Masterchef, cât trăiesc, doar o singură farfurie, nu patru, nu cinci. Chiar dacă e bogăție, las-o una și bună. Sunt puțin în pană de idei, pentru că vreau să iasă ceva bun și să văd ce idei inspirate îmi vină, astfel încât să am șanse să câștig proba. Vreau să mă încadrez în farfuria de top, pentru că știu că e un avantaj foarte mare și trebuie să profit de el. Timp e că peștele se face repede, legumele se fac repede. Dar să vedem acum ce îndrăcie asta aici. Să vedem. Sper să câștig eu proba. Vă reamintesc, câștigătorul acestei probe va avea un avantaj major. Grijă mare, mai aveți 30 de minute. Ce pregătesc, șef Raul, astăzi? Șef Samuel, astăzi vreau să fac un rulou de pește și un ratatui de legumele care le am. Bine, te rog, de ce la vei? Te-ai gândit la asta? M-am gândit, șef, la asta. Da. O să iasă și frumos și gustos. Nu ți-e teamă că n-ai să reușești să te diferențiezi dacă toată lumea face pește? Nu, o să mă diferențiez sigur. Cu farfuria? Da. Ca să și de cutia aia ți-e frică? Nu. Nu? Nu, nu, nu. Știu și dacă apare vreo mamulă verde? N-am eu norocos. Prinde gustul premiilor la Masterchef. Poți câștiga în fiecare pauză a emisiunii. Răspunde corect prin SMS la 1883, număr cu tarif normal. Faci, că văd că ai deschis toate borcanelele de curiozitate sau chiar le folosești? Nu, am gustat pentru că îmi trebuie un pic de oțet și având în vedere că nu am, am vrut să văd care e mai bun. Ce face, domnule Flavius? Peștele, file de pește cu un piure de conopită, un sos bernez și... Un sos de? Bernez. Cu tarhon și, mă rog. Și ce avem la sos bernez? Șervil, dar nu avem, am pus pătrunjel, tarhon, ou, ar trebui unt, dar... Cu ce le faci? O să încerc să-l fac cu ulei. Da. Atenție, mai sunt doar 10 minute până la finalul probei. Este timpul să ridicați cutia mică a misterelor. Cutia mică vreau să fie unt și usturoi. Eu sper să nu fie frișcă lichidă. Chiar n-aș putea să integrez frișca în preparatul meu. Să fie orice, dar numai orice să nu fie. Hai! Cașcaval. Cașcaval. Nici nu vine să cred. V-ați prins cașcavalul, trebuie să dea o ultimă tușă preparatului vostru. Trebuie să-l integrați în rețetă armonios, cum vă pricepeți mai bine. N-am niciun gând, nu m-am gândit deloc la cutia mică.
măsa de mai bine nu mai era acolo. N-am, frate, la ce să mă gândesc, jur. Cașcavalul meu preferat este cel de la Delaco și cred că mai mult am mâncat eu decât am pus în mâncare. Am văzut foarte mult pește și abia aștept să-l văd combinat cu cașcaval. Am avut un feeling că o să fie un lactat și uite că am avut dreptate. Fac o cremă de cașcaval. Cred că asta e singura chestie care pot să fac acum. Nu e bine, mă așteptam la ceva mai rău. La risotto de linte spune parmezan. Și să înlocuiesc parmezanul cu cașcaval, deci e perfect. Eu zic că cașcavalul merge combinat cu ce am eu în farfurie. S-au cam luat unii după alții, au gătit toți pește, nu și-au luat plasă de siguranță. Ce să fac cu cașcavalul ăsta? Ce să fac cu cașcavalul ăsta? Să-i fac palmes, să-l fac, nu se potrive, nu se... După 5 minute tot mă gândeam ce să fac cu cașcavalul. Nu știu ce să fac cu el. Aveam nevoie de unt și oricum îmi trag grăsimea din... Uite, acum am pus aici cașul, acum strecor. Și practic mi-a dat nota de unt care o doream. Haideți, 30 de secunde. Patru, trei, doi, unu, stop. Mâinile sus. Bravo! Bineînțeles că iar nu mi-a terminat prietenul. Deci nu e cum am vrut eu să fie. Eu zic că o să mă duc la cele mai bune farfurii în față. Nu, probabil, nu o să fie votata mea cea mai bună, dar cele mai bune zic că am șanse. Cred că e greu să facă cineva o farfurie mai frumoasă ca mea și nu cred că există pe planeta asta. Ați avut la dispoziție ingrediente din care să construiți un preparat foarte delicios. Asta în cazul în care se poate spune așa ceva. Din ce am văzut, unii dintre voi chiar au reușit. Sau suntem curioși să gustăm. Pe alții însă, ingredientul de sub cutia a misterelor, cea mică, pare să fi debusolat total, după cum arată farfuriile lor. Și fețele voastre acum. Doamne ajută și măicuța Domnului să... Nu pic la spălat vase. Prima farfurie din care nu suntem tentați în niciun chip să gustăm este a lui Raul, premiantul din prima bancă. Mă așteptam să-mi iau numele, dar când mi l-am auzit, îmi venea să intru sub banc. Nu-i ceva plăcut să-ți auzi numele că ai făcut un șet în farfurie. Raul! Ai scăpat uleiul de sub control. Uite-te puțin în farfurie, te rog. Vezi cum băltești așa? Ți-a venit ideea genială de a face un rulou de pește. Numai că e mare păcat să faci rulou de pește dintr-un lup de mare. Acesta este un pește fin. Se gătește ușor, la foc mic. Ori tu l-ai gătit prea mult, iar pielea a crăpat. Este total inestetic. Te-am prevenit de multe ori. Fii mai atent, inventiv, pasionat. Și tu ne-ai dat mâncărica aia de mazăre, plină de ulei. Nu o să gustăm. Are dreptate. Nici eu n-aș fi mâncat-o. E bine să-ți mai iei așa câte o palmă peste cap, poate te trezești la realitate. Cea a doua două farfurii, total neatragătoare, este... a lui Lori. Pentru tine, Lori, ravioli de la tine sunt perfect? Nu perfect. Pentru mine deloc. De ce? A făcut ravioli cu biban de mare. Biban de mare este un pește foarte scump. Trebuie să-i spui în valoare, you know? Pentru mine, blat de raviol e prea gros. Trebuie să fie mult mai subțire. Raviol sunt aproape desfăcut.
Asta nu e ok. Sper că nu avem apa înăuntru. Și copțe manoc cu un raviol. Trebuie un sos un pic mai lichid și luțos. La tine e aproape, mă scuze, un pic de pate. Pentru mine. Nu vrei să gustăm de la tine. Nu am ce să comentez. De nici mie nu mi-a plăcut nimic din ceea ce am făcut. Îmi plăcea gustul, dar aspectul era oribil și peștele nu am știut să le evidențiez. A treia farfurie care ne-a impresionat în sens negativ îi aparține lui Luca. În bucătăria Masterchef nu vii cu niște legume tăiate ca la cabană, sub care arunci la mișto total. Cunoști cuvântul la mișto, nu? Da. Două bucăți de cașcaval pe care le-ai topit un pic, peste care pui niște mușchiuleți umplut. Aia e mâncare pentru schiori orbi, care nu văd ce este în farfurie. Arată foarte rău farfuria ta, Luca. În mod surprinzător. Da, așa ceva n-are ce să caute în bucătăria Masterchef. Suntem foarte dezamăgiți de tine. Da, și eu sunt. Încă o dată. Grijă mare la cifra 13, da? Azi nu e ziua mea. Încă 13 le aduce ghinion. La Masterchef urmează. Ce condiment ați pus aici? Sare, piper și foarte puțină mentă. Ment? Da. Ment? Mentă. Da? Da. Ne-am întors la Masterchef într-o probă cutia misterelor dublă. Regula cutiei misterelor se conjugă la trei. Autorii farfuriilor dezamăgitoare, adică Luca, Lori și Raul, trec la munca de jos, spălatul vaselor. De când în de... Atâta mizerie ați făcut. Hai că n-ai mult. Atâta mizerie ați făcut. Aole. Mă bucur că este la spălat de vaselor, ca să vadă și ea cum e să stai acolo în spate. Cum e să fii criticat? Pentru că ea a criticat pe toată lumea. Ne dorim să gustăm dintr-o farfurie care ne îmbie să facem asta. Iar această farfurie aparține Roxanei. Hai în față, te rog. Nu-mi iese planul să rămân în umbră, dar sper că de la următoarele probe să reușesc să mai rămân un pic ascuns, să nu mă vadă lumea. Roxana, farfuria ta pare foarte apetisantă. Mulțumesc. Ce ai făcut acolo? Lup de mare la grătar și am făcut un stoc de pește ca și sos și caponată de legume cu cașcaval prin ea. Mi se pare mie sau mă imiți? Nu, nici de cum, nu. Încerc să-mi dau seama, dar nu reușesc să vă citesc. Mersi, Roxana. Eu vă mulțumesc. Mersi. Și, sigur, ai făcut? Da. Am gustat. Da? Da. Ce condiment ați pus aici? Sare, piper și foarte puțină mentă. Ment? Da. Ment? Mentă. Da? Da. Sigur? 100% sigur. Da. Merge menta cu pește, cum să nu, dar ar fi mers un pic de vin pe lângă. Mulțumim, poți să mergi la locul tău. A doua farfurie care ne-a făcut curioși să gustăm, pentru că are și foarte multe culori și foarte multe texturi, este farfuria lui Cucu. Nu-mi place farfuria lui Cucu. Am văzut că a pus un castravete murat peste pește. Ce trecu să fie? Cam aiurea. Ce s-a întâmplat, Cucu? Te-am necăjit că te-am chemat cu farfuria să gustăm din ea? Iartă-ne!
Ești abătut așa, ești da, trist. După sfârșitul probei mi-a venit o idee și îmi pare rău că nu mi-a venit în timpul probei. Vreau ca cașcavalul să-l fi dat prin răzătoare și să-l pun în linte. Și în timpul probei l-am gratinat cu conopida. O să vedem ce idee ți-a venit în timpul probei și nu după. Am un filet de biban de mare cu linte aromată cu ceapă, cu ierburi aromate și puțini castravecior murați. Castravecior murați la pește? Da. Hai să vedem dacă există așa ceva. Cucu-i f*** cu capul astăzi. Castravete murat peste pește. Pește cât l-a făcut? La tigai? Da, doar la tigai. Nu l-am curățat. L-am curățat de solzi. L-am și a gătit înainte lintele asta? O singură dată am gătit linte. Nu sunt fan linte, de fel și... Dar e foarte bun. Aha. E mult calcium înăuntru. Măi, în viața mea n-am văzut castravete mura cu pește, dar o fi ceva... Să morem, deci. Carlos Patinea a mâncat pește cu castraveți murați, dar nu era puși în exces și o taie din grăsime. Și eu am gustat separat și mi-a plăcut. A mai rămas o singură farfurie din care vrei să gustăm. Este un farfurie elegant, stilat și fără lucruri în plus. Flavius, vino cu farfuria ta. Știam că o să ies în față. Aveam încredere în farfuria aia. Pă bună, na, asta este. Știam ce am făcut și chiar aveam încredere că o să mă cheme. Ce ai gătit? Biban de mare cu legume în formă de tagliatele trase la tigaie și un sos, imitație de sos bernez, pentru că nu am avut unt. Dar am încercat să-l fac. Nu are aroma untului. Mai bine este cu un de lemn românesc. Mai bine să zici un sabayon decât un bernez. Sabayon. Puțin mărar. Strecurat în sită. Farfuria lui Flavius pe mine nu mă atrăgea foarte tare. Dar era o farfurie, cum a spus și șefii, o farfurie elegantă. Peștele crezi că e bine gătit? În sensul în care l-ai ținut cât trebuie? Eu sunt crezător în farfuria mea. Se putea un pic ceva în plus, dar asta e. Ești mulțumit? E o farfurie de care ești mulțumit, mândru? Eu aș mânca-o la restaurant. Farfuria lui Flavius mi-a plăcut foarte mult. Chiar era impecabilă. Cucu, ești aici pentru că ne-a atras farfuria ta. Este îmbietoare din punct de vedere vizual. Și gustul a corespuns. Linta ta era foarte gustoasă. Peștele bine făcut, era o armonie foarte bună în farfurie. Sper ca de data asta să și câștig dacă am fost chemat în față, să nu fiu chemat degeaba. Roxada a avut un idee bun să-i pui cașcavalul în legume. Mulțumesc! Farfuria ta are finețe și din punct de vedere vizual este o farfurie echilibrată. Mulțumesc. Dar, la gust, am avut mici surprize. Prea multă ment la pește, iar caponata a fost prea acră. Lovitură sub centură. Pam.
preferam să fi fost în ultimii trei decât să mi se spună în față că ratingul meu a fost mult mai bun decât a fost gustul. Așa ceva nu. Pleci la locul tău. Mulțumesc. Dacă e după mine, Flavius fie de departe învingător. Flavius, se vede că ți-ai activat ambiția și dăruirea. Ai făcut o farfurie pe care aș fi văzut-o în meniul unui restaurant. Pentru că era frumoasă și elegantă. Mulțumesc. Chiar, nu știu, m-a lăsat tremuratul. Dar mi-ai spus că ai tagliatele de legume. Nu le-am găsit în farfurie. Erau mai degrabă niște fetucine ceva. Când spui tagliatele, ne așteptăm să vedem niște tagliatele frumoase. Iar peștele tău, Flavius, era o idee cam prea făcut. Și acest lucru înseamnă că era și o idee puțin prea uscat. Flavius, Cucu, o alegere grea, ați fost echilibrați, dar acela care câștigă această probă, dintre voi doi, acela care va avea un avantaj extrem de important în proba următoare și, evident, va avea imunitate în acest episod. Și acela... ești tu, domnule Cucu. Mulțumesc. Bravo. Peștele meu și castraveți mulaste au învins pe tine. Important e cam ești în față de trei ori. Degeaba. A patra oară poate-i cu noroc. Cucu, vei avea foarte multe avantaje în proba următoare, iar unul dintre ele poate fi devastator pentru colegii tăi. Depinde doar de tine cum îl vei folosi. Având în vedere că eu de când am intrat în Masterchef am avut niște strategii, în continuare voi profita și voi profita la maxim de avantajele pe care le am. Voi încerca să pun în dificultate concurenții pe care eu îi consider puternici. La cât de diabolic îl știu pe Cucu, nu stau foarte liniștită pe scaunul ăsta acum. Nu stau. Și nu stau nici colegii mei. O să ne ardă. Pe unii dintre noi o să ne ardă tare. A doua probă a serii este una de inventivitate, iar între jurați și concurenți stau numai puțin de 6 cutii cu condimente, unul mai interesant decât celălalt. Văd că 6 cutii cu condimente, mă gândesc că o să ne aleagă cu condimentele la fiecare concurent. Toată lumea e curioasă să vadă care sunt avantajele câștigătorului cutiei misterelor. Da, avantajul lui Cucu cel mai mare cred că este că poate să stea la balcon, să nu gătească. Dar mai întâi să aflăm în ce univers ne introduce proba care urmează. Ne-au dus în spațiu, unde ar putea să ne mai ducă? În epoca de piatră, poate, să gătim cu niște pietre, chiar nu știu. În această probă veți avea de-a face cu explozii de gust, cu arome intense. Așadar, va fi o probă despre condimente. O să mirosim ala și dacă le ghicim, mergem sus, dacă nu intrăm la testul sub presiune. Prin degustul premiilor la Masterchef poți câștiga în fiecare pauză a emisiunii. Răspunde corect prin SMS la 1883, număr cu tarif normal. Flavius, care este condimentul cu care ai lucrat cel mai des? Dacă spun acum... are avantaj Cucu. Mă abțin. Considerând că va urma o strategie perversă de-a lui Cucu, care să schimbe condimentul cu altcuiva. Raul? Curcuma. La ce îl folosesc, Raul, curcuma? Să condimentez. Am zis și eu, curcuma, să nu schimbe Cucu ingredient. Adică am jucat la cacealma, să zic așa. Pe bancul din față avem chimen, cardamom, șofran, curcuma, ghimbir și nucșoară. Pe rând veți veni și veți alege un singur condiment cu care veți găti. Cucu nu are nicio implicare în această fază a probei. Lori, tu ești prima. Te rog. Ce ai luat? Nucșoară. De ce? Aveam mai multe chestii în cap. Ce aș fi putut să fac cu nucșoară? M-am gândit la un suflet. Raul?
Ce ai luat? Pentru că mă gândesc că merge cu orice fel de carne. Aproape orice fel de carne. Vită, porc. Cardamom. Seamănă foarte mult cu lămâia. E puțin picant. Mi se pare foarte extravagant. Flavius, ce-ți alegi? Ghimbir. Sunt un pic răcit și ajută. Sincer, gătesc cel mai mult cu ghimbir. Am tot timpul un frigider rădăcină de ghimbir. Îmi place. Viorel. Aleg șofranul pentru că sunt sigur că asociat cu carne va fi asociat cu fructele de mare sau pește. Luca. Ghimbir. Mă duc la ghimbir să, dacă schimbă, să-mi dau ceva acum că îmi place, nu știu. M-am ales ghimbir pentru că îmi place ghimbir și am mai gătit cu ghimbir. Bologa. Servește-te, te rog. Ușoară. Ușoară e foarte bine aromată, de un gust cărnii super și chiar fără ea nu pot să gătesc. Roxana. O, și vreau ghimbir și toată lumea lua ghimbir, acum a trebuit să mă... Decid pe ultima secundă să aleg chimen. Am mai gătit cu chimen, covrigei. Dar în mâncăruri nu prea l-am folosit chimenul. Eu să iau curcuma. Șofran. Lucșoară. Ar mai fi un mic amănunt pe care trebuie să-l aflați. Fiecare condiment vine la pachet cu un ingredient principal. Cei care vor găti cu chimen au ca ingredient principal carnea de porc. Cei care vor găti cu nucșoară au ca ingredient principal carnea de vită. Chiar mă gândeam la vită, nu mă așteptam să fie vita, dar mă bucur că am ales. Cei care vor găti cu cardamon, adică doar tu, Alexandra, ai ca ingredient principal carnea de miel. Surprise! Nu puteai să iei turmericul. Cei care vor găti cu șofran au ca ingredient principal fructe de mare. Cei care vor găti cu ghimbir au ca ingredient principal pește. Și Loredana, singura care gătește cu curcuma sau turmeric, ai ca ingredient principal carnea de pasăre. Nu te pare că pentru mine a fost o de cu ghinion? Proba este simplă. Gătiți astfel încât să puneți în valoare cuplul. Ingredient, condiment. Am preferat să nu vedem farfurii identice. Căutați să fiți inventivi. Și să nu vă inspirați unii de la alții. Aveți 3 minute în cămară pentru a vă alege restul ingredientelor. Cele 3 minute încep acum. Este un haos general, buluc pe pești, pe condimente, pe morezuri, pe legume, pe fructe, pe... nu înțeleg nimic. Laptele de cocos, coriandru, mentă, salvie, rozmarin. 5, 4, 3, 2, 1, stop, hai, afară. Am avut acces la poarta raiului, la cămara Masterchef, acolo unde sunt toate ingredientele. La discreție să-ți iei ce vrei. Acum că v-ați adunat aici, a sosit vremea să schimbăm câteva cuvinte cu cel care a câștigat proba Cutia Misterelor. Cucu, primul tău avantaj îl cunoști, îl intuiești. Ai imunitate pe durata întregului episod. Al doilea avantaj pe care ți-l oferă situația în care te afli este că îi poți ajuta pe colegii tăi să se organizeze mai bine la bancă. Pentru că partea interesantă a acestei probe este că veți găti câte doi la un banc. Dar nu la tot bancul, ci la jumătate de banc. Așa că veți împărți frățește aragazul, chiuveta, spațiul de lucru. Vă descurcați, nu? Da. Ca într-o garsonieră. Sper să nu mă pună cu Lori, sper să nu mă pună cu Robert și sper să nu mă pună cu Raul. În rest, cu oricare dintre colegii mei. Chiar și cu Cucu aș fi putut găti. Da, înceapă show. Primul banc, Ana cu Viorel. De ce? Pe Ana o consider cel mai puternic adversar de aici și pe Viorel îl consider cel mai slab.
mă consideră slab, dar nu atât de slab ca el. Adevărul e că am mai multe kilograme ca el. Am tot. 78-80. Următorul cuplu celebru. Loredana și Alexandra. Așa? Mulțumim. De ce? Pentru că amândouă au două coșuri pline până în vârf de condimente, de ingrediente și vreau să văd cum o să aibă amândouă loc la același banc. Consider că două fete la un banc sau două femei la un banc n-au decât două variante, ori să se înțeleagă, ori să-și dea cu poșetele în cap. Raul cu Bologa. De ce îi pui împreună? Păi îl vreau în probele următoare pe Raul la balcon, îl vreau în continuare în concurs și cred că Bologa ar putea să-l ajute cu câteva sfaturi la proba asta. Adică Raul este un fel de Viorel în acest cuplu? Puțin mai sus ca Viorel. Urât, urât om, Cucu. Dacă mă consider așa, treaba lui. Mă consideră mai slab, mai bun. Cucu, al patrulea banc acum. Luca cu Atena. De ce? Sunt colegi de banc și vreau să-i văd cum se descurcă pe jumătate de banc împreună. Se pare un cuplu dezechilibrat? Adică bănuiesc că există o intenție machiavelică și în spatele acestei alegeri, nu? Păi la fel ca la ultima alegere. Cred că Luca o poate ajuta pe Atena cu câteva sfaturi bune, utile. Asta înseamnă că o vrei și pe Atena sus la balcon. Da. Hai, ultimele două bancuri, ultimele două cupluri. Roxana cu Lori. De ce? Un cuplu de fete creți. Ah, o alegere simplă. Noi nu prea comunicăm. Poate să fie acesta motivul. Mă așteptam să fie mai agresiv Cucu. Mi se pare că a ales echipele copilărește, plus că în momentul ăsta nu prea mai e nimeni în niciun conflict. Ne vedem toți de treaba noastră. Atenție! Nu știu dacă ați observat acele semne din stânga voastră. Ele sunt puse pentru a vă atrage atenția că în cazul în care veți depăși jumătatea bancului, veți lăsa niște condimente sau ingrediente acolo, acestea vor fi imediat confiscate și voi veți fi aspru penalizați. Ne-am înțeles? Da. Bun, pentru această probă aveți la dispoziție doar o oră. Vă urez multă baftă, proba voastră începe acum. Baftă! O probă condimentată și înghesuită pentru concurenții MasterChef. Cucu i-a împărțit în perechi după prietenii și adversități, iar acum trebuie să se descurce la patru mâini pe o jumătate de banc cu un singur tocător, o singură chiuvetă și un singur aragaz. Nu mai trebuie asta? Deocamdată okay. pentru 3 minute nu. Bă, apa am pus și aici, nebun, uite cât apă avem. A, să fierbem ca să fierbem ce vrem. A, dar eu nu vreau să-l fierb până la... Păi nici eu nu vreau să-l fierb până la făcut. Până la momentul de față ne înțelegem foarte bine. Să vedem atunci când am de ajunge pe la... Mai sunt 5 minute și... Și n-avem nimic a făcut. Și n-avem nimic a făcut, da. Aglomerație mare, Moșer. Cred că e o cuplă perfect aici. Nu? Este. Ai fost intenționat, nu? Eu? Doamne ferește. Cred că Viorel vrea tot spațiul ăla. Băi, Viorel, e scump în șofran, na? Știu și eu, nu am vrut să-l dau jos. Băi, de ce l-a spus pe tocator primul? Eu nu am interacționat cu Viorel absolut deloc. Doar cât am tocat pe tocător ciupercile și am scos pielița de pe carne. Asta a fost singura interacțiune, că am stat pe tocătorul care era pe partea lui. Punct. Și ce gătești, Ana? Beef Wellington. Yes? Da. Beef Wellington e un mușchi de vită învelit în foietaj la cuptor. Ce faci, domnule Bologa și Raul? Tot e, ăla, e un pic de balamucheș, nu? E un pic, da, e mică bucătărie acum. E din cauza Raul, nu? E mică, cred. Nu, și din cauza la amândoi. Da? E mică bucătăria azi. Din Bologa e așa. Nu. La noi, la banc, e un pic de... Să zic, dezorganizare, dar nu dezorganizare de-aia. E un pic bine pusă la punct, doar că nu mai aveam loc să pun niciun cuțit, nicio furculiță. Mă uitam în spate, Luca cu Atena a curat totul la noi, castel, tatăl. Pe acolo nu mai știi cum să pune. Cum este aici? Perfect? Fără bătaie, nimic? Nu, până acum nu ne-am certat. Da? Ne-am organizat întâi, ne-am pregătit. Și tu ajut Atena, nu? Amândouă, ne-am... Da? Nu mai trebuia să pot să sting, da? Da, pot să o închizi la momentan, da. Cum e Roxana? Ce se întâmplă aici? Bine, gătim. Gătiți? Da. Da, sunteți mai mulți? Suntem mai multe, suntem două. Vă ajută părul, crezi că nu vă loviți păr în păr aici? Ocupați cam un spațiu.
Bancul ne ajunge la amândouă, mai greu este cu tocătorul, că trebuie să-l împărțim, dar la început o las pe ea să-l folosească, după aia îl folosesc eu, apoi iar ea, la un moment dat tocăm amândouă în același timp. Ula, ce gătești cu mea? Paela? Paelia, da. Ei, eu sunt fan de paela. Și e cu carne, un pic de carne, o nu, de fructe de mare? Nu, am făcut-o cu fructe de mare. Și a spus chorizo? Avem chorizo? E doar cu fructe de mare. Un paela fără chorizo? Chorizo? Nu mai am timp să mă duc să iau. Masterchef continuă cu... Tu acum vei alege 8 farfurii pe care le consideri cele mai slabe. Iar noi vom gusta doar din aceste 8 parfumuri. Înapoi la Masterchef, unde concurenții se înghesuie la proba de inventivitate. Ei au fost puși pe perechi și trebuie să se descurce la 4 mâini, cu o singură chiuvetă și un singur aragaz. Mi-a dat foc! Ți-a dat foc? Lori, ai dat foc, nu pot să cred. Chiar așa? Doamne, iar... Ulei, Roxana. Te-am ars? Degete și date cu ulei. Pot să spun că imediat ce am dat cu ulei, nu am simțit că mă arde. Într-adevăr, a ieșit o beșică, dar nu ustură. Important e că nu ustură. Vezi că miroase ceva ars. Da, asta în joc. Ți s-a ars sau? Nu. Arată foarte bine. Capacul ăsta, ia. Da. Stai un pic. Pe bune, era fierbinte. Nu cred că a încercat să mă saboteze Lori, probabil din greșeală, mi-a dat foc, mi-a turnat apă oporită în cap, i-a căzut apă pe jos și era să fac șpagata, dar nu cred că a făcut-o. Adică chiar nu cred, cu siguranță au fost 3 accidente. Cer scuze, sper să nu fi fost ceva foarte grav, să-ți rămână semn. Și sper să ajungem amândouă la balcon, măcar datorită faptului că prin câte ai trecut tu. Grijă la detalii, ultimul minut. Scot mușculețe de porc, îl pun la odihnit. Că era obosită, e obosită acum. Acum, Doamne ajută! Trei, doi, unu, stop! Mâinile sus! Bravo! Bologa! Nu, am terminat. Am un pic de emoții pentru că îmi place foarte mult cum arată platingul și chiar ar fi păcat să nu fie gătit. Cucu, a venit momentul să afli care este ultimul tău avantaj și cel mai important. Tu ții în mână soarta colegilor tăi și de data aceasta le vei influența destul de mult parcursul în concurs. Ai o șansă care vine o singură dată în competiția aceasta. Sună răbdător. Tu acum vei alege 8 parfurii pe care le consideri cele mai slabe. Iar noi vom gusta doar din aceste 8 farfurii. Așadar, tu salvezi 4 farfurii și tu decizi care sunt cele 8 mai slabe. În sfârșit a venit avantajul pe care îl căutam și la care mă așteptam. Mi se părea prea puțin faptul că puteam să aranjez în bancuri cum vreau eu. Câștigătorul cutiei misterelor se bucură acum de unul dintre cele mai interesante avantaje ale sezonului. Cucu primește o jumătate de normă ca jurat și are dreptul să salveze autorii celor mai frumoase 4 farfurii. În opinia sa, desigur. Ai gustat din sos? Sigur? E ok? Alte 8 preparate vor ajunge în fața juraților, care le vor gusta și vor decide cine ajunge la testul sub presiune. În momentul în care am trecut pe la bancuri, încercam să primesc cât mai multe informații și să extrag de la ei cât mai multe informații, pentru că eram conștient că o să am nevoie de niște argumente. Cu ce ai sezonat astea? Cu miere. Atât? Și puțin sos fiute. Tabasco. Dacă vrei să mănânci. N-am voie să gust, nu?
N-ai voie să guși, normal. Okay. Cucu știe foarte clar că vrea să mă trimite la testul de presiune. Eu, cum am avut mici divergențe cu el, probabil vrea să îmi trag așa o mică palmă. Am văzut pe unii mai încruntați, alții tremurau, alții erau roșii la față. Frate, ai interzis aici. Cu ce ai tras spaghetele? Tigaie. Cu ce? Da, spaghetele, le-am fiert. Și nu le-ai tras la tigaie cu nu? Cum să tragi la tigaie spaghetele? Bă, cucule, uite-te și tragi din gură. Nu măi, pe mine ce ai făcut, unde ai, cum ai tras pastele. Lasă, are cine să mă întrebe. Sunt trei oameni acolo în măsură să, chiar să mă certe, să mă întrebe, să mă ia la puricat. Nu e nicio problemă, dar tu du-te, te uiți și pa la revedere. Cum ți-o prezinți, mai bine? Dacă e bine. Te las pe tine să descoperi cutia misterelor. Ia să vedem aici. Din ce e crema asta, frate? Morcov cu lapte de cocos și asta verde? Imbir. Asta e mus de avocado și asta e somon glazurat. Cu soia, mirin, zahăr brun, miere, imbir, susan. Ai făcut două bucățele? Ai gustat pește? Ok. Se credea deja jurat. Adevărul e că el se crede prea bun, mai bun decât e. Și asta o să vadă pe parcurs. Ia zi, Romy. Hey, salut! Salut! O să-ți dau și berile alea. Bă, am făcut risotto, serios. Vrem pahar de vin? Risotto sau paie? Paelia, da. Cu un orez italienesc, cu șafran infuzat în vin. Înăuntru are gravete tiger. Deci ăsta a fost stocul tău? Șofran? Nu, stocul meu a fost, am făcut un stoc de legume. Și câte beri ziceai? 6. 6 din da. Îl ironizez pe Cucu cu salutul, cu berile. El mă întreabă așa cu aroganță, dar ce fond ai folosit, ce... Mi-a zis fond de ten, ce treacu, mă întreb tu de fond, tu... Era jurat, eu nu știu de ce n-a plecat unul dintre jurați, pe cuvânt, pe loc. Se lase pe el. Cucu, a cui este prima farfurie din care vrei să gustăm? Cea lui Viorel. Pe Viorel l-a dorit că n-a fost la niciun test de presiune și frustrat pe chestia asta. Cel de-al doilea norocos este Ana. De ce Ana? Pentru că nu știu dacă i s-a făcut acel muș de vită, l-a băgat destul de târziu la cuptor. Ești curios? Da. Cine este al treilea? A treia este Loredana. Al patrulea, cine este? Alexandra. Alexandra, de ce? Cred că îi lipsește sosul din farfurie. Are doar legume și carne acolo. Legumele astea nu neapărat se mănâncă cu sos. Am făcut un sos pentru că am vrut să-l fac. N-am apucat să-l pun. Dar n-am chef să-ți dau ție explicația. Al cincilea? Bologa. Așteptam. De ce Bologa? Pentru că, după părerea mea, îi lipsește un sos acolo, la paste. Am sos aici, dar nu l-ai văzut. E cimiciuri. Am cimiciuri. Da, cimiciuri la paste mai greu. Și a pus doar o dungă de reducție. Ești aspru cu toți colegii tăi și cu Bologa în special. Da. A fost și el aspru cu tine la un moment dat? Încă nu a avut ocazia asta. O să fie. O să fie sigur. O să fie sigur. Al șaselea cine este? Al șaselea este Luca. De ce? Cu ce te-a nemulțumit Luca? Mi se pare că sosul din farfuria lui este tăiat. Deci ai sancționat o greșeală. Nu ai nimic personal cu Luca. Nu, am jurizat strict farfuria. Nu, doar noi jurizăm. Nu, tu nu jurizezi. Okay. Tu alegi niște farfurii și plătești niște polițe. Ok. Următorul, cine este? Flavius. De ce Flavius? Pentru că nu are texturi diferite în farfurie. C***a de om. Că nu pot să accept jurizarea unui puștan. Băiețaș. Eu am așteptat jurizarea șefilor și a juriului, nu a lui. A lui era oricum degeaba. Putea să zică orice despre farfurie. Orice. Bun. Mai avem nevoie de o victimă. Ultimul este Robert. Orezul lui pare foarte, foarte uscat. Păi e paelia. Păi dacă el mănâncă pilaf cu ketchup, el crede că, de fapt, paelia este pilaf cu ketchup și că așa ar trebui să arate. Chiar nu are absolut nicio noțiune despre nimic. Atena, Lori, Roxana, Raul, Cucu, practic, pe voi v-a salvat. Din farfuriile voastre nu vom gusta. Și eu aș fi făcut la fel în locul lui Cucu. Aș fi dus sus la balcon pe cei mai slabi ca să
am o șansă în plus, ca unul dintre cei mai buni să plece. Sunt dezamăgită că am fost aleasă. Aș prefera să lupt să ajung la balcon, chiar dacă era să fi intrat la testul sub presiune. Prinde gustul premiilor la Masterchef. Poți câștiga în fiecare pauză a emisiunii. Răspunde corect prin SMS la 1883, număr cu tarif normal. Cucu, ce te-a convins la farfuria Roxanei? Mi-a plăcut că a reinterpretat o mâncare românească. La Raul, ce te-a convins, Cucu? La Raul mi-a plăcut că a avut curajul să folosească toată sudoarea, să spun, care a rămas de la carnea de porc și a folosit într-un sos și presupun că acel sos are un gust foarte bun. Are carnea sudoare. Hei, uite, vezi cât de prostie asta, zic. Că transpirația de la sub brața porcului a pus-o Raul acolo. Mi se pare că a venit cu niște argumente ieftine de fetișcană din aia de liceu care a fost prinsă de iubitul ei, știi? Ca să ridic gardul. În farfuria Atene, ce te-a convins? Culorile. Mi-au plăcut foarte mult. Și la Lori, ce te-a convins? Lori, ca și Roxana, a avut curajul să reinterpreteze burgerul. Dă-i prostului putere și uite ce face. Da. Și a văzut Cucu visul cu omii, ca să zic așa. Cucu, dacă putea, ne trimitea și la canal, cum a făcut Ceaușescu, știi? Decizia lui Cucu duce la balcon o farfurie cu sarmale, o farfurie cu Pokémon, o farfurie cu nu știu ce avea Atena în farfurie, că nu era definit, ceva în farfurie, și Raul cu un piure cu cartofi și două felii de porc. O decizie înțeleaptă, de ce să nu recunoaște. Voi cei 8 rămași în bancuri sunteți cei aleși de Cucu pentru că aveți farfuriile cele mai slabe, așa a decis el. Asta înseamnă că dintre voi, după ce vom gusta farfuriile, vom alege câțiva care vor merge la testul sub presiune. Ana, vino să te vedem. Și aici, pe etaj, nu e făcut. Și, în general, cu Wellington trebuie un sos. Pe etaj e greu, nu? Și e foarte gras. Cu salată. Din ce au gustat, nu știu, mi s-a părut că le-a plăcut ca gust. Chiar dacă era carnea un pic mai gătită. Ce ai gătit, Viorel? Supă din lapte de cocos cu fructe de mare, în două culori. Tu n-ai fost niciodată la testul sub presiune? Nu, șef. Asta e interesant. Și n-am de gând să ajung până cât mai târziu, până în finală, dacă se poate, ar fi perfect. Loredana, ce ai pregătit? Am pregătit aripioare de pui în crustă ușor picantă. Și pe zmetul acela din ce l-ai făcut? Crusta aceea. Făină amestecată cu mai multe condimente. Loredana, da. A fost un test de inventivitate, iar tu ai venit cu un mic Tex-Mex aici. M-am gândit mai mult în a folosi condimentul dat. Trebuia să folosim curcuma și pui. Eu am făcut asta, gustul era foarte bun și pe asta am mers. Acum că nu e un preparat wow, este vina mea și mi-asum asta. Cucu te-a trimis aici pentru că nu ai textură diferit. Ce crezi de asta? Nu comentez. De ce? Pur și simplu nu comentez. Eram ca la o chestie dintre aia. Mă uitam, dar nu poți să pui nici subtitrări, nici nimic, nici un text jos. Lasă așa că e bine. Uită-te, smile and wave. Și ce a gătit, exact? Somon glazurat cu musenin de morcov și mus de avocat. Și cu ce a făcut glazur?
miere, zahăr, brun, ghimbir, soia și usturoi. Ne-mi place. Bravo! Se simte tot ce-i trebuie la preparat. Am avut norocul să gătesc cu pește. Alexandra, e adevărat ce a insinuat Cucu, respectiv că în farfuria ta nu ar exista sos? Există, dar putea să fie mai mult. Sunt de acord cu el. Dar nu că nu există. Există. Bun. Cu ce ai vrut să ne încânți astăzi? Legume la cuptor, cotlet de miel la cuptor. Și condimentul era? Condimentul era cardamon. Și unde l-ai folosit? L-am folosit la miel și la legume. E gătit? Da. Nu e pentru ro-vegani? Nu, e al dente. Cât de al dente? La limita între... Cum e și asta? E la limita dintre sos și sos inexistent. Da. Încă se poate rade. Un pic. Da. Și pe asta le-ai mai pus puțin la cuptor? Da, 5 minute. Pe ăsta îl păstrez cam un iepuraș acasă. Morcovul, sfecla sunt aproape crude, are dreptate, în totalitate. Ce era gătit era ceapa, porumbul, ardei. Bologa! L-am auzit pe Cucu, întrebându-te de sosul. Poate că trebuia să pun mai mult sos, dar separat, zic eu, ca să încărcăm farfuria prea mult. Un sos pentru creveți, poate. Ah, am luat cam mult sos. Nu, e nimic. Nu puteam să pun mai mult, fiindcă încărcam farfuria, era așa de bine, elegant, frumos, nu știu, deja mi s-a părut prea încărcată chiar. Ce zici, te-a nimerit Cucu? Unde a dat? Mai spre inimă sau... Pe lângă Adidas. Pe lângă Adidas? Da, de la sos te-a luat, ai văzut că de la sos te-a... Da, aici cu sosul e, puteam să pun separat sos pentru creveți, aș fi vrut mai mult sos. Da. E, noroc că te-a... primis Cucu încoace să verificăm situația. Da. În teren. Deci tu ești liniștit așa. Cartofi, trufe, cimiciuri. Data viitoare vin cu sos separat, un litru de sos. Asta e sosul meu. Luca, tu ești practic în lotul sosului. Da. Sos tăiat. Eu nu-l văd tăiat. Eu cred că a confundat ulei cu, tăiat. Crezi că el confundă uleiul cu sosul tăiat? Da, da, da. Și în afară de sosul ăsta pe care o să-l verificăm noi acum, dacă este sau nu tăiat, ce mai ai? Am făcut un filet de doradă cu un sos de ghimbir. Are ceapa verde, ardei iute, sare mare și puțin unt. Donc sosul e tăiat. Oh, nu? Nu cred? Nu cred. Asta sosul ăsta e tăiat. Nu cred? Sigur. Nu? Deci trebuie să avem gust de ghimbia. Am pus aproape o pungă. Și tu ai văzut de la sos cu roșii, cu tot așa? Eu mă fac așa, adică mie îmi place așa. Șeful ăsta, mă, sigur are experiență, dar e o rețetă care nu există pe nicăieri. L-am inventat pe moment. Pentru asta n-are un punct de reper. Asta se face așa. Robert, pe tine te-a trimis Cucu aici, spunând că orezul tău este foarte uscat. Nu, el a spus că orezul meu nu are sos, că paelia, probabil după mintea lui, trebuie să aibă sos. Nu, am zis doar că e uscat. Mintea lui... Deci, nu peiorativ, da. N-a fost peiorativ, s-a simțit. Da. Trebuie un pic mai mult de șofron, nu? Mi se pare că e destul de galben. Da? Și te-ai gustat la restaurant paella? Da, am mâncat și în varianta asta cu fructe de mare și am mâncat, cum mi-a spus și dumneavoastră, și cu chorizo. Asta paella e o mâncare de în Spania, particular cum le facem mama acasă, or bun, e o mâncare generos, trebuie să simți. Da. Și tu se simți aici? Eu am simțit când am gătit. Ba? Da. Ce părere ai tu despre Cucu? A procedat corect că te-a adus în fața noastră? A simțit vreo slăbiciune? Ai avut un defect în farfurie? Sau ești nedreptățit? Nu, nu, nu. Eu zic că Cucu este un băiețel care arăta că este anxios. L-ai făcut băiețel pentru că e mai tânăr.
Nu, l-am făcut băiețel pentru că are o atitudine de băiețel. Adică e frică de tine, e frică, de voi? Da, e frică, da? E fricos. Ce părere ai, Cucu? Te-ai înroșit un pic, ți s-au înroșit urechile. Nu contează, până la urmă tot ele jos acum, nu vin colegii mei jos. Sunt mulțumit. Bun, o să vedem cine a avut dreptate. Okay. Sunt sigur pe preparatul meu, nu m-aș închitica ca să mă salvez. Au și care faci decât să mă salvez ca prostul, să zic că, mamă, tilică al concursului. Mai bine ies dracu în glorie. La Masterchef urmează! Suntem deja într-o fază din concurs în care greșelile se sancționează mult mai aspru. Luați-vă șorțurile negre de la Răzvan Fodor și ne vedem la testul sub presiune. Înapoi la Masterchef, unde concurenții trebuie să-și dovedească inventivitatea într-o probă condimentată. Cucu v-a adus aici, dar noi vom decide cine merge la testul sub presiune. Avantajul lui v-a pus într-o situație dificilă, riscantă. Ana Bologa și Luca, veniți în față, vă rog. Bologa, farfuria ta a fost frumos colorată, dar creveții și pastele din jurul lor trebuiau să aibă un sos. Ai neglijat acest aspect și așa cum l-ai adus în fața noastră, erau prea uscate. Iar sosul pe care l-am mai găsit în farfurie a fost nu insuficient, ci aproape inexistent. Luca, sos de la tine a fost tăiat. Da, pentru mine da. A fost prea gras, avem dreptate cu. A avut prea mult reducțion și a fost saturat și tot grăsim, s-a spus afară. Da. E grav asta. Ana, ai avut curaj mare să faci beef Wellington. Ai setat temperatura prea sus și ai riscat foarte mult în ceea ce privește coptul preparatului. Dar pe noi ne-a impresionat preparatul tău. Ne-a plăcut și cum l-ai prezentat și ne-a plăcut și gustul lui. De data aceasta e salvată, mergi la balcon. Eu știu că foarte mult a contat și faptul că eu am riscat. Voi doi, luați-vă șorțurile negre de la Răzvan Fodor și ne vedem la testul sub presiune. Asta este la testul sub presiune, poate că merit. Nu, Cucu decide în concurs cine... Ce face de supresiune, cine pleacă, cine... Flavius, Alexandra și Loredana, el rundul vostru. Flavius a făcut o glazură foarte interesantă la pește. Muslin de morcov a fost însă mult prea dulce. Nu? Da. Alexandra. Da. Carnea de miel era prea gătită și cu niște legume mai mult decât crocant. Nefăcute. Loredana. Da. Tu ai făcut ceva mult prea simplu. Niște aripioare, pane. Dintre voi trei îl vom salva pe... Flavius. Ai avut o farfurie reușită. Mulțumesc. Dați-mi șorțul negru mie, că mă duc eu la testul sub presiune. Dacă trebuie să plec acasă, plec, nu e nicio problemă. Paella e un mâncare generos, foarte gustos și trebuie să fie colorat. Și tot ce a făcut a fost invers. A fost uscat, da, avem color de la șofron, bă, trebuie să fie un pic mai colorat de la șofron. Și eu așteptat un pic mai mult de legume. La paella, în general, la general avem un pic de ardei, colorat roșu, avem mazăre. Și la tine lipsesc de asta. Și Saint-Jacques a fost prac făcut. Viorel, da, Cucu a spus despre tine că ești cel mai slab dintre concurenți. E interesantă perspectiva, nu? Iar supa ta de astăzi, în două culori, a fost delicioasă. Mulțumesc. Ai avut una din cele mai bune farfurii pe care le-am gustat astăzi, dacă nu cumva, e chiar cea mai bună. Mulțumesc. Mergi la balcon, ești salvat. Și în sfârșit am luat un Oscar, am trecut de zmeura, da.
Strategia lui Cucu a dat roade și trimite la testul sub presiune o garnitură de concurenți valoroși. Robert, Bologa, Alexandra, Loredana și Luca îmbracă șorțul negru și trebuie să se concentreze dacă vor ca următoarea probă să nu fie ultima pentru ei în competiția Masterchef. Suntem deja într-o fază din concurs în care greșelile se sancționează mult mai aspru și înseamnă infinit mai mult decât până acum. Sunt foarte mulțumit că am reușit să bag două persoane dintre cele trei pe care le vreau la testul sub presiune. Să zicem că e o strategie reușită a lui Cucu. Eu sunt acum la testul sub presiune, Luca e la testul sub presiune, Robert e la testul sub presiune. Știu că suntem adversari incomozi pentru el. La testul sub presiune, șansa se joacă la ruleta culinară. 5 concurenți puternici și 2 șiruri de cuvinte care formează meniul probei. A, ce-ai făcut, mă? Ce-ai făcut, mă? România. Acest test sub presiune este unul care vă testează atât abilitățile practice, cât și cunoștințele din gastronomia lumii. Pentru a stabili ce preparat veți găti la testul sub presiune, vă veți încerca norocul la 2 rulete. Una dintre ele este pentru ingredientul principal, iar cealaltă pentru tradiția culinară în care veți găti. De exemplu, bucătărie franceză, tailandeză, libaneză, iar ca ingrediente aveți vită, porc, legume. Mi-ar fi plăcut să mă joc așa un pic, să-mi pună puțin imaginația la contribuție, dar e mai bine că sunt la parcurs și nu sunt nevoie să lucrez. Șansa voastră de a ieși din testul sub presiune și de a rămâne în bucătăria Masterchef este să dovediți că aveți cunoștințe de gastronomie a lumii și o cultură culinară bogată. E timpul să fiți creativi. De asta depinde dacă rămâneți sau nu în concurs. Prefer să-mi pică Italia sau Grecia. Sunt în țările mediteraneene, Italia e a mea, Grecia oricum foarte aproape. Ia hai, Luca, hai! Ce ai vrea, Luca, să spice? Italia, normal. Uite, deja aici. Da. Hai, Luca. Vita Spania. Nu e atât de rău. Eu de Spania nu prea știu. Am fost în Spania, am mâncat paella, am mâncat fructe de mare, dar de vită în Spania nu prea am. Adică, sunt sigur că mănâncă și ei vită. Dacă ai ridicat tu mâna, ce țară ți-ai dorit să iasă Robert? România. Pentru că încă de la începutul concursului am venit cu un preparat în cap și vreau să-l gătesc astăzi. Și dacă spică orez, ce faci? Fac pilaf. Ok. Hai, să te văd. Sunt porc România. Și România. Băi, ești... Bravo! Ești norocos! De obicei pierd bani la ruletă. Cine vrea să fie următorul? Tu, Loredana. Hai, Loredana. Ce ai vrea să-ți pice? Cred că Liban și berbecuț. Știu să fac tajin, știu să fac cofta, știu să fac mai multe mâncărici foarte condimentate. Ia să te văd, hai! Berbecuț ți-a ieșit, da, ți-a ieșit România. Asta e? Hai că e bine. Ești dezamăgită? Nu, deloc. Bine. Sunt româncă, cum să fiu. Sunt foarte încântată că am ocazia să gătesc mâncare românească aici, pentru că eu am început să gătesc datorită bunicii mele. Prin degustul premiilor la Masterchef poți câștiga în fiecare pauză a emisiunii. Răspunde corect prin SMS la 1883, număr cu tarif normal. Cine vrea? Bologa. Bologa vrei, nu? Ți-a apăsat tu, Alexandra, a zis Bologa. Nu, hai, vrei? Bologa, nu vrei? Du-te! Tu ce, cam ce-ai vrea Bologa să spui? Mi-e indiferent, ce pică, asta e. Hai să vedem dacă pică pe nepreferință. Berbecuț, Franța. Ce vrea. Alexandra, ești ultima, hai! Ce vrea Alexandra să spice? Franța, cartofi. Hai să încercăm să vedem dacă ți iese Franța, cartofi.
Dă-i tare. Sau, mă rog. Mi-a alunecat. Legume. Da. Legume cu... Nu, e Franța. Legume Franța. Ok. Start gătit în proba ruletei culinare. Pentru cel puțin un concurent, acestea vor fi ultimele 60 de minute în bucătăria Masterchef. 3, 2, 1, stop! Haideți afară! Bolovă, ce bărbecut ce scos acolo, papac. Sparanghel, frumos. Franțuzeț. Franțuzeț. Talon. O să fac cotlete de berbecuț în ierburi aromatice, bine, un fel de ierburi de Provence. Va predomina un pic cartoful în preparatul meu. Sunt foarte fericită că am avut noroc și am nimerit Franța. Cocu. Da? Cum e? Cum ți se pare? Presiune, șef. Tu ai fost un factor important care a determinat această presiune. Corect. Ești bucuros? Da. Și ce avem? O bază pentru crema de legume, șalot, cartof, cimbru, unt, puțin ulei. Ce l-ai măr sau ce ăla? Măr și gutuie. Ca să o fac bună, bună, bună de tot, nu m-am abținut și am băgat un pic de gutui și un pic de măr. Gutuile vor fi în supa cremă. Ce asta înseamnă Franța? Gutui în supă? Asta nu știu exact. Este senzațională crema mea. Ce faci, Luca? Vreau să fac niște vită într-un sos de vin cu un risotto cu șofran. Nu știu un roset din Spania cu carne de vită. M-ai gândit și nu am una. Nici eu. Pentru asta nu eram mulțumit. Cred că asta e cel mai dificil. Cred. Bine, stai și la prezentare, să nu fie prea normal. Da, și foarte normal. Gustos. Sunt foarte concentrat la rețeta care urmează să fac. Și încerc să-mi aduc toate idei, una lângă alta și să trec probă. Prag. România? Da. Ce e mai românesc ca praz cu măsline, salată de ardei cop și... Praz cu măsline? Da. Așa și altceva? Carne sau ce? Carne de berbecuț. Am pus-o la macerat. Da. Și cu ouăle de pepeliță ce o să faci? Mă gândesc ce o să fac. Vrei să aștept să iasă pui din ele sau să zboare pe aici? Mă gândesc că merge foarte bine în sosul acesta roșu, să fie niște ouă fierte moi. Nu înțeleg nimic, dar măcar tu cred că înțelegi, nu? Cum adică nu înțelegi? Păi nu știu ce vrei să faci, nu e clar. Păi am zis că fac praz cu ouă de pepeliță și praz cu măsline și berbecuț. Ce gătesc franceză, domnule Bologa? Cotlete de berbecuț, da, în ierburi aromate și am făcut un fel de ierburi de Provence, dar proaspete. Și cu asta facem o... Aici sos. Șef Sam mi-a spus de grăsimea care am pus în tigaie, făceam sosul și le aveam o bucată mai groasă, una mai subțire. Trebuie să fie colorat, da? Da, da. Da, am vin roșu... Nu, cel mai bine să fie tăiat aproape la fel. Nu avem una colorat, una necolorat. Și mi-a spus să le tai pe toate egale. Le-am tăiat. M-am conformat și le-am tăiat. Ce faci, Bobea? Că tot a spus că ne-am gătit cu suflet paelia aia. Da. O să fac o mâncare de suflet. E o tocană de porc cu cartofi. Da. Care obișnuiește să facă bunica mea. O să folosesc și vin alb. Lor li s-a părut un avantaj când s-au bucurat că le-a căzut România. Voi ce credeți? E un avantaj? E un risc. Mie mi se pare că e un risc pentru ei, pentru că au șansa să facă o mâncare foarte picticoasă. Da. Adică la Robert deja nu mă interesează mâncarea lui. M-am pitisit. Tocăniță? Nu pot să fac o tocăniță. Eu nu am mare problemă. Se strânge mult creativitatea. Eu nu am probleme că ce a făcut Robert. But bucat nu sunt ei la fel, una da, mic, da, da, una mare. Da. Asta e problema mea. Haideți, grăbiți-vă, mai aveți un sfert de oră! Ce asta? Sos roșu. De ulei? De demiglasă. De ulei, nu? Cu vin, cu suc de roșii. Asta cum se fume, le avem fume alb, nu e perfect de joc. Nu, cu le mai spun pe și
cotlet când avem la frigider la Carmara. Sunt foarte frumos la pachet. Da. Da. Și tot timpul aici, nu știu, le bat, le... Sunt foarte urât, le distrug. Mai aveți 5 minute. Hai, Luca, mai repede. Lasă așa, nu mai încărca. Italienii de multe ori încarcă farfuriile, sunt absolut delicioase, dar le încarcă așa cu multe, să te simți bine, să fii... Ori aici, nu știu, mi se pare că este Masterchef și să vrea altceva pe plating. Hai, Luca! 30 de secunde! Ai cimbru? Ai cimbru? Uite aici cimbru. N-am avut timp să-l montez chiar cum vreau eu. Mi s-a părut că a trecut 60 de minute așa de repede. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Loredana! La proba asta contează cunoștințele culinare și creativitatea. Eu cred că sunt aproape de cerința șefilor. În bucătărie este important să fii deschis la ce este nou. La necunoscut, la nemai văzut, la nemai întâlnit. Nu, Luca? Da, chiar neîntâlnit. Ați avut noroc. Sau poate că nu. La Masterchef urmează. Mie teamă că plec acasă, dar nu e nicio problemă. Sper să iasă una din fete. Normal că mi-e teamă. Asta e și normal. Îmi doresc foarte tare să mă duc la balcon. Ne-am întors la Masterchef în cel mai echilibrat test sub presiune al sezonului. 5 concurenți valoroși au jucat șansa la ruleta culinară și speră să le fi fost un noroc. Poate faptul că ați rămas în zone cunoscute mai mult v-a dăunat în loc să vă ajute. Alexandra, ai avut de gătit legume în stil franțuzesc de la șef Samuel de acasă. Hai cu farfuria față, te rog, să vedem ce ai făcut. Alexandra, din punctul meu de vedere, cred că a greșit pentru că a folosit supă cremă de legume, adică e un preparat de diversificare pentru bebeluși și el a folosit asta în top 13 la testul sub presiune, lucru care nu cred că o să fie în avantajul ei. Unde se regăsește Franța în preparatul tău? Franța se regăsește în perlele de brânză Camembert, în cartofi. Am înțeles că francezii consumă foarte des cartofi. Eu sunt 100% sigură că am un preparat franțuzesc. Okay, și ai făcut-o bicolor așa, da? Da, un fel de yin-yang. Franțuzesc. Cel mai franțuzesc din farfuria ta pare chiar farfuria, ca și obiect. Eu știu, habar n-am ce-i cu farfuria aia. Aia mi-a venit, în aia am pus. Ușor picantă. Are foarte puțin ulei picant deasupra. Cred că ați nimerit o lacrimă de ulei picant. S-ar putea să nimerească și o lacrimă de-a mea în farfuria ta de la uleiul picant. Bine, Alexandra. Mersi. Plăcere. Un preparat franțuzesc. Mulțumesc. Eu nu am fost de mult în Franța, de 2 ani. Se putea uita ceva. Eu n-am fost niciodată. Da? Da. Francez nu mănânc iute, în general. Da, nu iute deloc. Ha? Asta cu francezii nu mănâncă iute, nu știam. Am învățat-o, mulțumesc. Te-a inspirat colegul tău, Viorel? Nu m-a inspirat, doar că am prins puțin curaj să pun două creme în aceeași farfurie. Tu zici că dacă el a reușit cu o supă bicoloră la proba anterioară, poate treci și tu clasa, nu? Nu.
Până la urmă e vorba și de un test de inventivitate și cred că nu e cazul să copiem ceea ce fac alții în probe anterioare. Trebuie să vii cu ceva nou, că nu cred că îi mai impresionează pe jurați a doua oară. Nu mi se pare așa de iute. De adevărat că eu nu sunt francez și mănânc foarte iute. Știi de ce mi-aduce aminte supa ta? Nu. Era un banc cu două blonde. Și una zicea: ce aș mai merge la Paris? Și aia altă zice: da, ai mai fost? Și ea zice: nu, dar am mai vrut. Mersi. Cu multă bucurie ne despărțim de tine. Și mai avem un pacient, Loredana. La mine, la bunici, masa era foarte copioasă, foarte bogată. Și de aceea aleg să fac și o salată de ardei copt, pentru că era nelipsită. Și pita aceea românească pe care o făcea bunica mea pe sobă. Am încercat să fac cât mai mult preparatul din copilăria mea. Ouă și ouă. Da, îmi place foarte mult combinația de ou cu sos roșu. Da, îi spune-i prepeliță, spui berbecuți imediat. Imediat te conectezi. Am crescut la țară, de fapt. Turta e făcută în casă, cum ar veni. Nu am sobă să fac pe plită, dar... E făcută de tine, acum? Da, da, da. Hai să vedem cum e cu prazul întâi. Usturoi? Am pus foarte puțin. Farfuria Loredanii nu mă trimite cu gândul la un preparat românez, mai degrabă la un libanez. Vă rog, domnule Bologa. Ce a gătit francez? Cotletele au fost asezonate cu ierburi de Provence făcute de mine. Ce este ierbul de Provence pentru tine? Pătrunjel, da. Busuioc, da. Oregano. La noi e oregano în Franța. Nu? Nu, e italianesc. În ierburile de Provence am pus oregano fără să-mi dau seama. Dar în rest eu zic că le pot numi ierburi de Provence. O baghetă de apio cu cartofi, cu piure de cartofi albi, piure de cartofi dulci și mus de anghinare. Și apio e gătit sau l-a spus crud? Nu, crud. De ce nu l-a gătit? Pe cred că se nu ia prea tare și nu mai... Nu? Nu? Bă, nu, deloc. Eu am mâncat așa și mi-a plăcut. Combinația de anghinare. Mamă. Sunt curios, vedeți ce gust. Mamă. Nu e, păi, nu știu, mi se pare așa fresh. Da? Apio. Trebuia, într-adevăr, să-l opăresc un pic, să se moaie și să... Sau poate chiar să iau pielița și să las așa tot crud. Eu am mâncat crud cu brânză sărată și a fost o nebunie. Și tu ai gătit cotlet la fel odată? Da, am mai făcut cotlet. Cercetare de decor. Da. Și de ce nu a făcut un salat cu lăbodă? Da. Băi, nu e francez, bă, așa. Încărcam farfuria prea mult. Toată viitoare o să fac o salată de... Mereu o să vin. Farfuria, salată, sos. Îl invit pe Luca în față. Spune-ne ce ai gătit, Luca. O tocană de vită cu ghiveș de legume și un risotto cu șofran. Și de fapt n-am pus parmezan, adică n-am vrut să fac un risotto. Ca și prezentare, așa pare ceva făcut de casă. Și crenguța asta, la ce folosește? Pe poze scobitoare? Nu. Pur și simplu să... Așa știu eu că se pune... Mirodenia pe care s-a gătit și clientul să știe. Eu n-am mâncat niciodată vită în Spania. Mănâncă și ei foarte iute și atunci am făcut o combinație. M-am gândit că o tocană de carne în orice țară se mănâncă. Din China până în Japonia, până în Italia se mănâncă o tocană. E nefăcută? Când am gustat, ar fi trebuit să închid ochii și să mă gândesc Spania. Sunt în Spania. Să vedem unde o să te ducă pe tine. Farfuria. Fără am zi. Sunt mulțumit de preparatul meu. Și de ce a spus vita cu un pic de faină? Așa am înțeles, nu? De fapt, eu vreau să fac ceva la cuptor.
Da, bă, la cuptor trebuie să fi gătit mai mult, mult, adică sos cu tot amestecat. Da, mi-a dat seama că nu era timp. Da, bă, Vita cu gust de fain? Nu. E bun mâncare de casă, bă, aici nu sunt acasă, nu? Aici e competiții, nu? Or, nu te simți în competiție acum? În momentul ăsta nu mă simt chiar bine, dar... Nu? Nu. Mă așteptam la mai mult de la el, iar cred că a făcut ceva de genul cabana Masterchef. Robert, ai părut foarte fericit. Ai avut România și porc. Da. De ce ai fost așa de fericit? Pentru că de când am intrat în concurs, mi-am dorit să gătesc rețeta asta. Obișnuia să gătească bunica mea. Și mai exact ce este? Tocană de porc cu cartofi. De data asta sunt mulțumit și de gust și de plating. Consider că e cea mai frumoasă farfurie a mea de până acum. Interesantă. Sare, piper se pune în tocană? Da. Stai bine. Noi românii când primim o tocană, la ce ne așteptăm? Ce este esențial la o tocană? Ai o singură încercare. Tocană? Da. Sosul. Pentru că noi românii întingem cu pâinea, da, curge pe aici. Asta înseamnă tocană. Este adevărat, dar am vrut să fie și ușor estetic. De ce n-a făcut Robert un tradițional românesc de porc? Când vine străinul România, îi dai sarmale, cârnați. E România ta aici, nu? Da. Mie place mâncare românesc. Și tu cât timp l-ai gătit la cuptor? 15 minute, restul a stat pe flacără, da, restul timpului. Cum a zis Rozvan, trebuie să fii mai mult amestecat cu sos, nu? Mm-hmm. Mușcule de porc e la fel cu un întrecot, muș de vită, trebuie să fii gătit foarte repede. Mm-hmm. După e prea uscat, nu? În această probă eliminatorie a ruletei culinare, ar fi trebuit să facem un tur al tradițiilor gastronomice ale lumii. Întâmplarea a făcut să nu călătorim mai departe de Spania și Franța, de parcă am fi făcut un tur al țărilor cu cele mai mari comunități de români. Farfuriile voastre de astăzi, de la un test eliminatoriu, au fost în mare lipsite de strălucire. Un test la Masterchef, riscați să mergeți acasă și cu toate astea, niciunul dintre voi nu a venit în fața noastră cu ceva special. Se pare că stresul și-a spus cuvântul de această dată. Mie teamă că plec acasă, dar nu e nicio problemă. Într-o competiție, cel mai bun să câștige, cel mai slab să... acasă. Pe cel puțin unul dintre voi o să-l trimitem acasă, să mai studieze. Loredana, Bologa, Robert, vin în fața, vă rog. Sper să iasă una din fete. Din cauza că până acum nici Loredana, nici Alexandra au strălucit, mai ales Alexandra a fost de mai multe ori la test sub presiune. Loredana, ai făcut mai multe mâncăruri românești și după aia le-ai amestecat, după cum te-ai priceput, cu suflet. Mâncarea de praz, scoasă din context, a avut un gust bun. Autentic, era exact ce trebuia. Cana de berbecuț, un pic prea gătită. Surpriza a venit atunci când le-am gustat pe toate împreună, pentru că am descoperit că aveau sens, se potriveau. Și farfuria ta, într-un chip neașteptat pentru noi, a fost cea mai bună din seara asta. Bologa, am apreciat la tine că a respectat cât de cât tema. A făcut singur amestec de ierburi provençal, iar carnea a gătit-o bine. Dar apio crud, să nu mai pui niciodată asta. Robert,
Ai respectat tema. Per total, tocănița ta, ușor reinterpretată, ne-a satisfăcut gustul de mâncare românească. Probabil că bunica ta ar fi fericită să guste din ea. Voi trei sunteți toți salvați. Loredana Bologa și Robert pleacă la balcon, rămân eu cu Luca, care o să plecăm acasă. Bine. Să primim 6 teste, băieții. Ce faci? 6 teste. Alexandra și Luca în fața, vă rog. Normal că mi-e teamă. Asta e și normal. Alexandra, ce ai făcut tu? Nu oprei e franțuzesc. Francez nu mănânc picant. Iar faptul că i-ai copiat farfuria lui Viorel, din punct de vedere vizual, e neplăcut de interpretat. Ți s-a părut o idee bună, ai văzut că ne-a plăcut și ai zis să încerci și tu, nu? Vorbeam despre originalitate, nu? Unde este ea? Îmi doresc foarte tare să mă duc la balcon. Luca, nici tu nu ai respectat tema. Vita Spania. Farfuria ta a fost departe de Spania. Dar mult mai grav este că ne-ai servit vită trasă în făină. Cu un gust extrem de neplăcut. În plus, carnea era mult, mult prea făcută. La aspect, farfuria ta era grosieră. Ai făcut o mâncărică de ardei care a reușit să acopere toate celelalte gusturi din farfurie. Alexandra și Luca, voi doi sunteți concurenți care în etapele trecute ați câștigat cutii ale misterelor. Da? Nu e o întâmplare. Ați performat foarte bine. Și acum, într-un mod bizar, suntem nevoiți să ne despărțim chiar de unul dintre voi. Nici nu ne așteptam la asta și nici nu ne este ușor. În scurt timp o să-mi văd familia. Mă gândesc automat că o să-mi fie dor de anumiți colegi de-ai mei, că o să-mi fie dor de probe, de bancul meu de lucru. Ne luăm la revedere în această seară de la povestea noastră. Italian. A fost o plăcere să te avem printre noi, dar astăzi ai avut de departe cea mai dezamăgitoare farfurie. Luca, îți mulțumim, ai fost un concurent cu un mare potențial. Continuă să gătești și poate mai pregătit ne vom revedea. Italianul Luca s-a remarcat de la prima probă în bucătăria Masterchef, când a câștigat insigna salvatoare și s-a anunțat ca pretendent la marele titlu. Luca, cu toții suntem de acord că farfuria ta este cea câștigătoare. Mulțumesc. Vai, uitați-vă aici. Insigne. Temut și vânat de adversari, dorit de capitan în probele pe echipe, Luca. Luca la echipa albastră. Luca pierde acum lupta în fața unor adversari puternici, aici, la testul sub presiune. Știam că într-o zi, ori unul, ori altul, o să plece, dar Luca este și a fost singurul meu prieten. Și atunci, e normal să nu-mi fi dorit să iasă. Sunt alții care aruncă cu banii, aruncă mâncarea și copiii mor de foame. Săptămâna viitoare, concurenții Masterchef dau piept cu singurul ingredient autentic românesc și gătesc
cu inima în proiectul Pâine și Mâine, care asigură o masă caldă unor copii săraci dintr-un sat vâlcean. Băi, copii, ce faceți? Îmi venea să las totul și să iau așa la fugă printre copii. Uite ce copii, ce frumoși sunteți, ce frumoși sunteți! Dar până atunci, să vă fie de bine!